Crăciun fericit, Frank! Tom te va transforma în ceva special? În ce? Moș Crăciun? Wow! Salut, Tom! Abia aștept să văd cum îl transformi pe Frank în Moș Crăciun. Uite-l! Vino înăuntru! Cu ce începem, Tom? Trebuie să demontăm scara lui Frank? Ok. Apoi vom sculpta bucăți de lemn ca să facem marginile saniei? Bună idee! Perfect! Facem una și pentru partea cealaltă. Ce e în sticlă? Lipici pentru lemn? Oh, înțeleg! Perfect! Lipim și cealaltă parte? Acum ce urmează? Spray cu vopsea roșie. Excelentă idee! Wow! Frank arată ca o sanie adevărată! Mai avem ceva de vopsit? Vopsea aurie! Perfect! De ce mai are nevoie Frank pentru a arăta ca moșul? O barbă din vată? Nu râde, Frank! Stai nemișcat, altfel vata nu se va lipi! Gata, Frank! Totul e gata! Asta e Tom? O pălărie de moș? Și patine? Minunat! Wow!
Arăți exact ca Moș Crăciun. Ho, ho, ho! Crăciun fericit tuturor! Pa, Tom! Ne vedem anul viitor! Bună, Carlo! Mergi să-l vezi pe Tom pentru o transformare? Deci, Carlo, în ce vrei să te transformi? Moș Crăciun? Asta e clasic! Bună, Tom! Carlo vrea o transformare specială astăzi. Vrea să fie Moș Crăciun. Poți face asta? Să începem cu pielea moșului. Ce urmează, Tom? Ai dreptate, vom folosi pensula cea mare. Ce culoare folosim, Tom? Roșu? Excelent! Și un contur alb pe margini. Ce urmează? O centură ca să terminăm costumul moșului. Începi să arăți a Moș Crăciun, Carlo. Și o barbă. Arăți foarte vesel acum. Bineînțeles! O pălărie de Moș Crăciun pentru o transformare completă! Wow, Carlo! Arăți exact ca Moș Crăciun! Oh, uite! Sunt micuța Lily și micul Ben! Ei chiar cred că ești Moș Crăciun! Ia uite cât sunt de fericiți! Mulțumim mult, Tom! Ai făcut o treabă minunată! Oh, cred că micuța Carrie și mama sa sunt acasă. Poate că gătesc ceva.
Acadele! Ia uite că vin! Wow! Ce serie mare! Cred că sunt pentru prietenii micuței Carrie. Fii atentă, micuță Carrie! Ți-e greu să duci toate acadelele alea? Mama ta are o idee bună. De ce nu mergi să-l întrebi pe Tom, camionul de tractori, dacă nu cumva are o remorcă mică în care să le duci? Wow, ce intrare, micule Tom! Micuța Carrie are nevoie de o remorcă. Vrea să livreze toate acadelele pe care le-a făcut pentru prietenii ei. Poate folosi sania ta? Ce drăguț din partea ta, micule Tom! Mai bine l-ai rugat pe tatăl tău să o ajute să atașeze sania. Bună, Tom! Îți refaci rezerva de vopsele? Micul Tom vrea să-i împrumute lui Carrie sania lui, ca ea să poată livra niște daruri pentru prietenii ei. Îl poți ajuta să-i fixeze sania lui Carrie? Oh, wow! Tom spune că te-ai putea transforma într-un ren și să-ți atașezi sania dacă vrei. Micul Tom vrea să pună el vopseaua maro pe Carrie. Scuze, Tom, dar e o treabă mare pentru un tip mai mărunțel. Mai bine l-ai lăsat pe tatăl tău să o facă. E timpul să punem niște accesorii? Oh, vrei să desenezi câteva detalii mai întâi? Ce culoare vom folosi acum? Bine gândit, micule Tom. Maroul deschis va arăta minunat cu maroul închis. Îmi pare rău, băiete. Nici de data asta. E important să respectăm modelul. Ce s-a întâmplat, Tom? Mai trebuie ceva? Ai dreptate, are nevoie de un nas roșu. Iar tatăl tău ar vrea să-l pictezi tu. Cu atenție acum. Bună treabă, micule Tom. Arată excelent. Acum niște coarne. Carrie, distracția încă nu s-a terminat. Ce e acolo, băieți? Niște haine drăguțe. Carrie va fi cel mai arătos ren din oraș. Doar coada să o mai atașăm acum. Tom spune că ești gata, Carrie. Stai, micul Tom are dreptate. Ai uitat ceva important. E afară, în cutia cu bunătăți. Trebuie să-ți atașăm sania. Mulțumim, băieți. Chiar ați făcut un cadou frumos de Crăciun pentru Carrie? Acum poate merge după acadelele pe care le-a făcut și să le ducă prietenilor ei.
bună, Rocky? Ce s-a întâmplat? Adică vrei să fii om de zăpadă ca să te încadrezi mai bine în peisajul de Crăciun? Rocky, Sam zice că el te-ar putea ajuta să devii un om de zăpadă împroșcându-te cu zăpadă de la plugul lui. Minunat! Să încercăm! Of, Doamne! Rocky, mai bine te-ai duce la vopsitoria lui Tom, în schimb. Sunt sigur că te poate ajuta. Bună, Tom și micule Tom! E un brad de Crăciun minunat! Ascultați, racheta Rocky are nevoie de ajutor. Vrea să fie un om de zăpadă. Uite că vine! Bună, Rocky! Pregătește-te să devii un om de zăpadă adevărat! De unde începem, Tom? De la corp! Micule Tom, cred că tatăl tău ar avea nevoie de puțin ajutor. Haide să le punem. E perfect, nu crezi, Rocky? Of, Doamne, lui Rocky este frig. Micule Tom, poți găsi ceva să-l ajuți? E mai bine. Ce urmează, Tom? Brațe, bineînțeles. Micule Tom, ce ai acolo? Ce drăguț, micule Tom! Mai multe detalii, nu? Rocky, deja arăți a om de zăpadă! E aproape gata, dar Tom are o surpriză specială pentru tine mai întâi. Așa este, Tom. Trebuie să-i vopsim picioarele în alb de asemenea. Se pare că micul Tom mai are o idee.
Rocky, Tom spune că au terminat. Ești oficial un om de zăpadă. Mulțumim mult, Tom și micule Tom. Ați făcut o treabă excelentă. Ha, cred că ai dreptate, Sam. E chiar mai bine decât un om de zăpadă adevărat. La revedere tuturor și Crăciun fericit! Ne vedem în curând!